Spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, prima zi din anul bisericesc este 1 septembrie, pentru că după tradiția moștenită din legea veche, aceasta a fost prima zi a creației și ziua în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a început activitatea sa pe pământ. Începutul anului nou bisericesc a fost instituit de către Sfinții Părinți la Sinodul I de la Nicea, când s-a rânduit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor, vestind tuturor anul bineplăcut Domnului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2016 ca an omagial al educației religioase a tineretului creștin-ortodox și an comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Iviranul și al tipografilor bisericești. În acest an bisericesc este comemorat Antim Iviranul, mitropolitul țării românești între anii 1708-1716, de la cărui moarte martirică se împlinesc 300 de ani. Totodată, anul bisericesc nu este identic cu anul liturgic. Credincioșii ortodoxi știu că anul liturgic se împarte în trei perioade importante: perioada triodului, adică perioada prepascală, perioada penticostarului, adică perioada pascală, și perioada octihului, adică perioada postpascală. La 1 septembrie creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, părintele erei creștine, canonizat în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 8-9 iulie 2008. La începutul anului nou bisericesc, mai mult ca oricând, creștinii ortodoxi își propun să descopere valorile spirituale care să-i ajute să fie mai buni, mai generoși, să aprindă lumina credinței în viața de fiecare zi, să alunge întunericul necredinței în care se adăpostesc cele mai mari păcate lumești, lăcomia, ura, crima, prostituția și dezbinarea între semenii fiecarei comunități creștine.